ziua! Sunt administrator la SCB Biocar Michețele și... Cum vă numiți? Sabo Iula mă numesc. Sediul firmei este la Bața, pe strada principală numărul 212. Și ne-a venit o idee de fabrică de peleți, inclusiv clădirea asta ce am accesat. Proiectul am avut depus la GAL în anul 2017, când s-a înființat și firma, cu câteva luni înainte. În valoare de 70.000 de euro a fost proiectul. Până s-a construit aceeași hală, a durat cam 2 ani de zile. Utilajele au fost achiziționate între timp. Și au fost și probleme cu vecinii, cu reclamații. Dar până la urmă am reușit să obținem toate avizele favorabile, deci am avut nevoie. A durat cam 2 ani de zile. Până am obținut avizile, până s-a construit. Și avem de gând în continuare să mai accesăm un proiect de dezvoltare, un utilaj mai performant, poate și ceva pentru teren, cu ce să aducem materia primă și să fabricăm peleți. A fost greu de implementat proiectul? A fost partea coaptele. A fost ca durat și nu. Merge încet, ca și cu orice. Cu birocrația asta merge e greu. De unde ați aflat de GAL? De GAL am văzut niște broșuri și ne-am interesat și noi și chiar era momentul potrivit când erau fonduri pentru așa ceva. Ați mai repetat experiența? Da, am mai repetat, chiar dacă am mers mai greu și încet.